O recunoscu îndată și nu găsi nimic înspăimântător la ea. Moartea era o femeie înveșmântată în albastru, cu părul lung, cu un aer puțin demodat și care avea o oarecare asemănare cu Pilar Ternera, de pe vremea când ajuta la bucătărie. S-a întâmplat în repetate rânduri ca Fernanda să fie prezentă, dar ea nu n-o văzut deloc, în ciuda faptului că era atât de reală și atât de umană, încât odată o rugă pe Amaranta să binevoiască a-i trece ața prin ac. Moartea nu i-a precizat când avea să o ia, nici dacă ultima ei oră era înscrisă înainte de cea a Rebecăi, ci îi porunci să înceapă să-și țeasă propriul lințoliu începând din 6 aprilie următor. Îi îngădui să-și facă unul cât mai complicat și măestrit, cu condiția să pună în el aceeași probitate ca în confecționarea celui al Rebecăi. Și o preveni că va muri fără durere, fără frică și fără amărăciune, în seara în care îl va isprăvi. Căutând să-și piardă cât mai mult timp, Amaranta comandă sculuri de in pentru urseală și țesuia însăși pânza. O făcu cu atâta grijă încât numai operațiunea aceasta îi luă 4 ani. Apoi începu broderia. Pe măsură ce se apropia termenul fatal, înțelese că numai o minune i-ar mai putea permite să-și prelungească lucrul dincolo de moartea Rebecăi. Dar concentrarea însăși îi dărui calmul de care avea nevoie pentru a accepta ideea unei frustrări. Atunci înțelese semnificația cercului vicios al peștișorilor de aur, în care se închisese colonelul Aureliano Buendia. De atunci lumea se opri la suprafața pielii ei, iar interiorul rămase ferit de orice amărăciune. Suferea că nu avusese această revelație cu mulți ani mai înainte, când încă mai putea să-și purifice amintirile și să reconstruiască universul într-o lume nouă, să evoce fără să se înfioare mirosul de lavandă al lui Pietro Crespi în Amurg și să o izbăvească pe Rebecca de mizeria în care se bălăcea, nu din dragoste, nici din ură, ci prin puterea de înțelegere fără margini cu care te înzestrează singurătatea. Ura pe care o remarcase într-o seară în cuvintele lui Meme nu o tulburase din pricină că o viza pe ea, ci pentru că se descoperise dintr-o dată repetată în altă adolescență, care părea la fel de curată cum trebuie să fi părut și a ei, dar care era de pe acum alterată de resentimente. Numai că ea era acum atât de profund împăcată cu propriul destin, încât nu se lăsă chinuită de certitudinea că orice rectificare devine imposibilă. Nu mai avea altă țintă decât să-și termine lințoliul. În loc să mai întârzie sfârșitul prin înflorituri de șarte, așa cum făcuse la început, acceleră ritmul muncii. Cu o săptămână mai înainte socoti că va putea face ultima împunsătură în noaptea de 4 februarie și, fără să arate motivul, îi sugeră lui Meme să mute data unui recital de clavecin programat o zi mai târziu, dar ea nu o luă în seamă. Amaranta a căutat atunci un chip de a-și prelungi sorocul cu 48 de ore și chiar își închipui că moartea vrea să-i facă pe plac, căci în noaptea de 4 februarie o furtună provocă defectarea centralei termice. Însă a doua zi dimineața, la ora 8, odată cu ultima împunsătură la cea mai frumoasă broderie pe care a făcut-o vreodată o femeie, ea anunță, fără a dramatiza câtuși de puțin, că va muri înainte de căderea serii. Nu se mulțumi numai să-și prevină familia, ci înștiință totodată satul întreg, deoarece Amaranta își băgase în cap că se va putea repara o viață întreagă de meschinării
printr-un ultim serviciu adus lumii și se gândi că nu putea exista nimic mai bun decât să ducă morților scrisori. Vestea că Amaranta Buendia va ridica ancora la asfințit, însărcinându-se să fie curierul morții, se răspândi în tot Macondo înainte de amiază. Și către ora 3 se și afla în salon o cutie mare cu misive. Cei care preferau să nu scrie îi încredințară Amarantei mesaje orale pe care ea le consemnă într-un caiet cu numele și data morții destinatarului. Nu vă faceți griji, îi liniștea pe expeditori. Primul lucru pe care îl voi face la soțire va fi să întreb de el și voi transmite mesajul dumneavoastră. Toate acestea aveau aerul unei comedii. Amaranta nu părea deloc suferindă, nici neliniștită, ci chiar întinerise puțin având sentimentul datoriei împlinite. Era la fel de zveltă și dreaptă ca întotdeauna. Dacă n-ar fi fost pomeții proeminenți, deveniți mai aspri și câțiva dinți care îi lipseau, ar fi părut mult mai tânără decât era în realitate. Hotărâ chiar ea ca scrisorile să fie băgate într-o cutie gudronată și arătă cum să fie așezată în interiorul mormântului pentru a fi cât mai ferită de umezeală. În cursul dimineții chemase un tâmplar care i-a luat măsura pentru sicriu stând în picioare în mijlocul salonului, ca și cum ar fi fost vorba de o rochie. În cursul ultimelor ceasuri de viață se trezi în ea un asemenea dinamism, încât Fernanda a avut impresia că vrea să-și bată joc de toți. Ursula, care știa că cei din neamul Buendia nu mureau de boli, nu se îndoi că Amaranta a primit prevestirea morții. Cu toate acestea, se temea ca nu cumva preocupați de scrisori și în nerăbdarea lor de a le vedea pornite cât mai repede, expeditorii să nu îngroape de vie. De aceea se încăpățână să-i evacueze din casă, certându-se în gura mare cu intrușii și spre ora 4 după amiază izbuti să termine cu ei. Cam pe la aceeași oră, Amaranta terminase cu împărțitul lucrurilor ei personale la săraci și nu mai păstrase pe sicriul sobru din scânduri nelegiuite decât rânduri de haine și modeștii papuci din catifia reiată pe care avea să ia cu sine în moarte. Nu uitase să ia această precauție, amintindu-și că la moartea colonelului Aureliano Buendia trebuiseră să-i cumpere o pereche de pantofi noi, deoarece nu mai avea ce să încalțe în afară de papucii pe care îi purta în atelier. Cu puțin înainte de ora 5, Aureliano al doilea veni să o ia pe meme la concert și rămase surprins văzând casa pregătită pentru înmormântare. Dacă totuși cineva avea aerul cât se poate de vioi la acea oră, apoi aceasta era Amaranta, atât de calmă încât mai găsi timp să-și curețe și să-și radă bătăturile. Aureliano al doilea și meme se despărțiră de ea luându-și în glumă adio și făgăduiră să facă un chef în sâmbăta următoare ca să-i sărbătorească învierea. Atras de știrea că Amaranta primea scrisorile destinate morților, părintele Antonio Isabel veni la ora 5 aducând cu sine împărtășania și trebuie să aștepte mai bine de 15 minute până când muribunda ieși din baie. Când o văzu apărând în cămașă de noapte din șifon, cu părul despletit pe umeri, bătrânul preot crezu că își bate joc de el și îl concedie pe ministrant. Socoti totuși nimerit să profite de ocazie pentru a o spovedi pe Amaranta după 20 de ani de împotrivire. Amaranta îi răspunse deschis că nu are nevoie de niciun fel de asistență spirituală, deoarece are conștiința curată. Fernanda se scandaliză.
fără să ia nici cea mai mică precauție pentru a nu fi auzită, se întrebă cu voce tare ce păcat îngrozitor va fi putut săvârși Amaranta ca să prefere o moarte în plin sacrilegiu rușinii de a se spovedi. Amaranta se culcă atunci și o obligă pe Ursula să adeverească în public că a rămas fecioară. Să nu-și facă nimeni iluzii, strigă ea ca să fie auzită de Fernanda. Amaranta Buendia părăsește această lume așa cum a venit în ea. Nu s-a mai sculat, adâncită între perne, ca și cum ar fi fost într-adevăr bolnavă, își împleti cosițele lungi și le înfășură pe după urechi, așa cum îi spusese moartea că trebuie să fie pregătită. Apoi îi ceru Ursulei o oglindă și, pentru prima oară după 40 de ani, își văzu chipul răvășit de vârstă și de martiriul pe care îl îndurase și rămase surprinsă, constatând cât de mult semăna cu imaginea pe care și-o făurise în minte despre sine. După liniștea care domnea în odaie, Ursula înțelese că a început să se întunece. Ia-ți rămas bun de la Fernanda, o rugă ea. O singură clipă de împăcare este mai de preț decât o viață întreagă de prietenie. Nu mai are niciun rost, răspunse Amaranta. Meme nu se putu împiedica să nu gândească la ea atunci când se aprinseră luminile scenei improvizate și începu a doua parte a programului. În toiul bucății, cineva veni să-i anunțe la ureche știrea și reprezentația fu întreruptă. Când ajunse acasă, Aureliano al doilea trebuie să-și croiască drum cu coatele prin mulțime, ca să privească trupul nesuflețit al bătrânei fecioare, hidoase, de culoare murdară, cu bandajul negru în jurul mâinii, învelite în lințoliul cel minunat. Era așezată în salon, alături de lada cu scrisori. După cele 9 nopți petrecute privegind-o pe Amaranta, Ursula nu se mai ridică. Santa Sofia de la Piedad o luă în grija ei. Îi aducea mâncare în odaie, îi aducea esență de capoc ca să se spele și o ținea la curent cu tot ceea ce se petrecea la Macondo. Aureliano al doilea o vizita deseori. Îi aducea haine pe care ea și le punea lângă pat, împreună cu cele mai indispensabile obiecte pentru viața de toate zilele, astfel încât, în scurtă vreme, își clădise o lume la îndemâna ei. Reuși să trezească o puternică afecțiune în micuța Amaranta Ursula, care îi semăna leit în toate privințele și pe care o învățase să citească. Luciditatea și îndemânarea cu care ajunsese să se descurce singură te făceau desigur să te gândești că era covârșită de povara celor 100 de ani a ei, dar, deși era evident că stătea cam prost cu vederea, nimeni nu bănui niciodată că era complet oarbă. Dispunea atunci de atâta timp și de atâta liniște interioară ca să supravegheze viața casei, încât a fost prima care și-a dat seama de nenorocirea mută a lui Meme. Vino încoace, îi zisea. De vreme ce am rămas singure, poți să-i spui unei biete bătrâne ca mine ce ți s-a întâmplat? Meme ocoli convorbirea cu un râs silit. Ursula nu stărui, însă găsi confirmarea bănuielilor ei în faptul că Meme nu mai veni să o vadă. Știa că se aranja mai devreme ca de obicei și nu mai putea sta liniștită nici o clipă în așteptarea ceasului când putea ieși, că își petrecea nopți întregi, sucindu-se și răsucindu-se în pat, în odaia învecinată, și că fâlfâitul aripilor unui fluture era de ajuns să-i provoace chinuri. Într-o bună zi o auzi spunând că se duce să se întâlnească cu Aureliano al doilea.
și Ursula a fost surprinsă văzând cât de lipsită de imaginație era Fernanda, încât nu bănui nimic atunci când soțul ei veni acasă să întrebe de fiica lui. Era cât se poate de limpede că Meme era preocupată de probleme secrete, de întâlniri urgente, de nerăbdări greu stăpânite, cu mult înainte de acea seară, când Fernanda răzvrăti toată casa, deoarece o descoperise sărutându-se cu un bărbat la cinema. Meme era atunci atât de închisă în sine, încât o acuză pe Ursula că a denunțat-o. În realitate, ea se denunțase singură. De câtva timp, lăsa în urma ei o mulțime de indicii care ar fi putut stârni atenția celui mai adormit om. Și dacă Fernanda întârzie atât de mult să le descopere, aceasta se întâmplă pentru că ea însăși era orbită de relațiile ei secrete cu medicii nevăzuți. Și chiar așa, tot ajunse să remarce tăcerile adânci, tresăririle neașteptate, salturile de dispoziție și contradicțiile fiicei ei. Începu să o supravegheze pe cât de discrete, atât de implacabil. O lăsa să iasă cu vechile ei prietene, o ajuta să se îmbrace pentru micile petreceri de sâmbătă seara și nu-i punea niciodată întrebări supărătoare care ar fi putut să o alarmeze. Avea suficiente dovezi că Meme făcea lucruri cu totul deosebite de cele pe care pretindea că le face, dar se feri să-și dea în vileag bănuielile, așteptând o ocazie propice. Într-o seară, Meme o anunță că se duce la cinematograf împreună cu tatăl ei. La puțin timp după aceea, Fernanda auzi explodând petardele lansate de cheflii ce se îndreptau spre casa Petre Cotez și acordeonul lui Aurelianu al doilea, asupra căruia nu te putea înșela. Se îmbrăcă repede, intră în cinematograf și în semi-întunericul fotoliilor de orchestră o recunoscu pe fiica ei. Emoția acestei descoperiri o zăpăci atât de tare încât nu-l putu distinge pe bărbatul cu care se săruta Meme. Reuși în schimb să audă glasul tremurător între glumele proaste și furtuna de râs care zguduia publicul. Îmi pare rău, iubito, putuia să audă și o scoase pe Meme din sală fără să rostească niciun cuvânt. O făcu să îndure rușinea de a o conduce pe strada turcilor, forfotind de lume și o încuie în odaia ei. A doua zi, spre ceasurile 6 seara, Fernanda recunoscu vocea bărbatului care venise să o viziteze. Era tânăr, smead și avea o privire întunecată și tristă, care ar fi surprins-o mai puțin dacă i-ar fi cunoscut pe țigani, și un aer visător, care unei femei cu inima mai puțin înăsprită i-ar fi fost de ajuns pentru a înțelege motivele fiicei ei. Hainele lui din pânză erau foarte uzate. Purta pantofi protejați în disperare prin straturi suprapuse de alb, de zinc și ținea în mână o canotieră cumpărată sâmbăta trecută. În toată viața lui nu fusese, și nici nu avea să fie vreodată, mai speriat decât în clipa aceea. Avea însă o demnitate și o stăpânire de sine care îl puneau la adăpost de orice umilință, precum și o prestanță născută, umbrită doar de mâinile sale bătătorite și unghiile roase din pricina muncii aspre. Fernandei însă i-a fost suficient să-l vadă o singură dată pentru a ghici că muncește cu brațele. Își dădu seama că purta pe el singurul lui rând de haine de sărbătoare și că sub cămașă pielea îi era roasă de râia companiei bananiere. Nu lăsă să vorbească, nu îi îngăduie nici să intre pe ușa pe care peste o clipă și trebuie să o închidă,
din pricina fluturilor galbeni care invadaseră casa. Pleacă de aici, îi zise ea. Nu ai ce căuta între oameni respectabili. Se numea Maurizio Babilonia. Se născuse și crescuse în Macondo și era ucenic mecanic în atelierele companiei bananiere. Meme făcuse cunoștință cu el din întâmplare, într-o după-amiază, când se dusese împreună cu Patricia Brown să ia mașina pentru a da o raită pe plantație. Șoferul fiind bolnav, l-au însărcinat pe el să conducă și Meme putu să-și împlinească în sfârșit dorința de a se așeza lângă volan ca să observe de aproape mecanismul de conducere al automobilului. Spre deosebire de șoferul titular, Maurizio Babilonia îi făcu o demonstrație practică. Asta s-a petrecut pe vremea când Meme tocmai începuse să frecventeze casa lui Mr. Brown și când încă se mai considera că e nedemn pentru doamne să conducă o mașină. De aceea a trebuit să se mulțumească cu o informație teoretică și timp de câteva luni nu-l mai revăzu pe Maurizio Babilonia. Mai târziu avea să-și aducă aminte că în cursul acelei plimbări frumusețea lui bărbătească îi atrăsese atenția, lăsând de la o parte asprimea mâinilor lui, dar că după aceea vorbise cu Patricia Brown despre jena pe care o stârnise în ea siguranța lui cam trufașă. În prima sâmbătă, când s-a dus la cinematograf cu tatăl ei, îl văzu pe Maurizio Babilonia îmbrăcat curat, stând nu departe de locul unde se aflau ei, și observă că nu-i păsa deloc de film, ci că se întorcea într-una și o privea, nu atât pentru a o vedea, cât pentru ca ea să observe că el o privea. Vulgaritatea acestui gest o indispuse pe Meme. La sfârșitul filmului, Maurizio Babilonia se apropie pentru a-l saluta pe Aureliano al doilea și abia atunci află Meme că cei doi bărbați se cunoșteau, deoarece el lucrase la cea dintâi instalație electrică a lui Aureliano cel Trist și se adresa tatălui ei ca unui superior. Această constatare risipi împotrivirea pe care o provocase la început în ea mândria lui extremă. N-au avut ocazia să se vadă între patru ochi, nici să schimbe alte vorbe decât un bună ziua sau un bună seara, până noaptea când a visat că el o salva dintr-un naufragiu și că ea nu încerca față de el un sentiment de recunoștință, ci dimpotrivă o furie puternică. De parcă i-ar fi oferit ocazia pe care o așteptase atât de mult, în timp ce Meme nu avea altă dorință decât să-l evite și nu numai pe el, Maurizio Babilonia, ci pe toți bărbații care se interesau de ea. De aceea a fost cuprinsă de atâta indignare atunci când, după visul ei, în loc să-l deteste, simți o nevoie irezistibilă de a-l vedea. Nerăbdarea ei spori în cursul săptămânii, iar sâmbătă dorința ei devenise atât de copleșitoare încât a trebuit să depună un efort imens pentru ca Maurizio Babilonia să nu remarce în timp ce o saluta la cinematograf că inima era gata să iasă pe gură. Ca orbită de o impresie confuză de plăcere și de furie, îi întinse pentru prima oară mâna și abia în clipa aceea Maurizio Babilonia îndrăzni să-i o strângă între-a lui. Timp de o fracțiune de secundă, Meme se căi de pornirea pe care o avusese, însă căința se transformă de îndată în satisfacție crudă, atunci când constată că mâna lui era la fel de jilavă și înghețată ca a ei. În noaptea aceea a înțeles că nu va avea nicio clipă de odihnă, atâta vreme cât nu-i va dovedi lui Maurizio Babilonia cât de deșartă era ambiția lui și-și trecu toată săptămâna tânjind în jurul acestei dorințe noi. Recurse la tot felul de vicleșuguri inutile,
pentru ca Patricia Brown să o ia cu ea când se ducea după automobil. Până la urmă s-a servit de roșcovanul american, care pe vremea aceea venise să-și petreacă vacanța la Macondo și, sub pretextul că se duce să vadă noile modele de automobile, se lăsă condusă la ateliere. Din clipa în care l-a revăzut, Meme încetă să se mai amărească și înțelese că, de fapt, ajunsese să nu-și mai poată stăpâni dorința de a rămâne singură cu Mauricio Babilonia, însă certitudinea că acesta a înțeles totul văzând-o venind o scoase din fire. "Am venit să văd noile modele," zise Meme. "E un pretext bun," răspunse el. Meme își dădu seama că avea să-și ardă aripile la flacăra orgoliului lui și căută cu disperare un mijloc de a-l umili. El nu-i lăsă însă timp. "N-ai nicio teamă," îi zise cu o voce scăzută. "Nu-i pentru prima oară când o femeie înnebunește după un bărbat?" Ea se simțea atât de descumpănită încât părăsi atelierul fără să mai privească noile modele și își petrecu noaptea de seara până dimineața, sucindu-se și răsucindu-se în pat și vărsând lacrimi de revoltă. Roșcovanul american, care începuse de fapt să o intereseze, îi făcea acum impresia unui prunc în fașă. Atunci observă fluturii galbeni care precedau toate aparițiile lui Mauricio Babilonia. Remarcase și până atunci prezența lor, îndeosebi în atelierul mecanic, unde credea că îi atrage mirosul de vopsele. Uneori îi simțise fluturând pe deasupra capului lui în semi-întunericul cinematografului. Iar atunci când Mauricio Babilonia a început să urmeze ca o umbră pe care numai ea o putea identifica în mulțime, înțelese că fluturii aveau oarecare legătură cu el. Mauricio Babilonia se afla totdeauna în asistență, la recitaluri, la cinematograf, la liturghie și a nici măcar nu trebuia să-l vadă pentru a-i descoperi prezența pe care o semnalau fluturii. Într-o zi, Aureliano al doilea se arătă atât de iritat din pricina acestor bătăi din aripi supărătoare, încât ei veni dintr-o dată cheful să-i dezvăluie secretul, după cum îi promisese, însă instinctul o făcu să înțeleagă că de data asta el nu va râde ca de obicei. "Ce-ar zice mama ta dacă ar ști?" Într-o zi, pe când altoiau trandafirii, Fernanda scoase un țipă de spaimă și o trase pe Meme deoparte din locul unde se afla și de unde frumoasa Remedios părăsise grădina pentru a se înălța la cer. Pentru o clipă avusese impresia că minunea se va repeta cu fica ei, din pricina unei bătăi neașteptate de aripi care o tulburase în lucrul ei. Erau fluturii. Memei văzu să misliți parcă spontan din lumină și inima îi zvâcni. În aceeași clipă intră Mauricio Babilonia purtând un pachet care nu era altceva, pretindea el, decât un cadou de la Patricia Brown. Meme abia se stăpâni să nu roșească. Suportă lovitura și reuși chiar să arboreze un surâs firesc, rugându-l să binevoiască să pună pachetul pe balustradă, deoarece avea degetele murdare de pământ. Singurul lucru pe care îl remarcă Fernanda la acest bărbat, pe care după câteva luni avea să-l dea pe ușa afară, fără să-și amintească să-l fi văzut vreodată, a fost tipul lui melancolic. "Iată un bărbat foarte straniu," zise Fernanda. "Citești pe chipul lui, că nu va întârzia să moară."